Bună ziua, bine ați venit la De Gardă, o emisiune în care discutăm despre Strategia Națională de Sănătate 2014-2020. Este proaspăt prezentată de Guvernul României. În același timp vreau să vă anunț că în zilele următoare vom încheia, poate, sau vom consolida această dezbatere împreună cu domnul ministru al Sănătății, care va fi prezent la Money Channel. Vă vom ține, desigur, la curent și vă vom informa vis-a-vis de această prezență. Până atunci însă am preferat să discutăm despre această strategie, dar și în caracteristicile ei generale mari, dar și în prezența, să spunem, unui reprezentant al unui furnizor de servicii medicale, furnizor privat de servicii medicale, pentru că totdeauna, dincolo de strategie, încercăm să prindem și pulsul realității și al practicii. Bun, vă prezint invitații emisiunii De Gardă de la această oră, doamna Elena Claudia Teodorescu, manager la Dona Medical Center și medic primar. Bună ziua, doamna Teodorescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Dumneavoastră sunteți reprezentantul furnizorului de servicii medicale privat, nu? Dar aici mă refeream. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc. Alături de noi se află și domnul dr. Richard Constantinescu, redactor șef revista Politici de Sănătate. Bine v-am găsit, cu sănătate. Bună ziua, domnul Constantinescu, bine ați venit la Money Channel. Sănătate. Vă propun să plecăm cu discuția noastră de la tema generală, tema mai amplă a acestei veri, să spunem, nu? Avem o strategie națională de sănătate 2014-2020 publicată pe site-ul Ministerului. Care sunt în linii foarte mari elementele importante ale strategiei? Dar este un document care a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătății. Îl avem aici în față. Strategia 2014-2020, subintitulată Sănătate pentru Prosperitate. Și dacă ne uităm și facem o lectură și facem și o analiză de conținut, am identificat câteva cuvinte care se repetă constant în cadrul acestui text al strategiei propuse de Ministerul Sănătății. Și unul din cuvinte este acela de povară. Povară se deci avem repetă. Deja o povară? În ce constă povara? Și dați-mi voie, și încă un șir de cuvinte înseamnă creșterea, planificarea, o repetiție constantă în acest text. Și mă întreb, dat fiind această reformă sau această strategie care vizează îmbunătățirea mai multor sectoare, când se va trece de la a reacționa la a acționa? Că sunt foarte multe texte și foarte multe paragrafe care sunt constatatoare a unei situații și dacă e să punctăm, se începe de la viziunea pe care o are Ministerul Sănătății în ceea ce privește această strategie națională de sănătate. Și trebuie să accentuăm că sănătatea este cheia și, apropo de un articol din revistă, când ne întrebam despre Ministerul Sănătății sau Ministerul Bolii, concentrarea ar trebui să fie pe cuvântul sănătate. Din acest punct de vedere, strategia se îndreaptă, nu către sănătate. Se îndreaptă, dar face o sănătate pentru prosperitate. O analiză a situației și pornisem de la ideea, viziune pe care are ministerul și vorbește așa despre o națiune cu oameni sănătoși și productivi prin accesul la servicii preventive de urgențe curative și reabilitare de calitate. Și ei propun ca principii de bază acces echitabil, optimizarea serviciilor, descentralizare și parteneriat. Și vedem la valorile pe care le promovează această strategie că una din principalele puncte spune așa, strategia vede pacientul în mijlocul sistemului. Deci, deja ne centrăm pe pacient, deja ne centrăm pe boală. Pornind de la o strategie de sănătate, ideea de la care pornesc ei spun așa, implicarea pacienților, consultarea principalilor actori și apoi vine strategia, vede pacientul în mijlocul sistemului. Deci o strategie care vizează principiile de sănătate, centrează pacientul, deci întrucâtva ne duce cu ideea spre boală. Bun, putem înțelege și lucrul acesta. Doar revenim la detalii și la comentariile dumneavoastră, domnule Constantinescu. Vreau însă să vă întreb, doamna dr. Elena Teodorescu, Elena Claudia Teodorescu, dincolo de strategie, dumneavoastră care activați în zona, în mediul privat al din sectorul de sănătate, ce vă așteptați de la o astfel de strategie? Ce așteptați să se întâmple pentru ca, funcționarea
centrului pe care îl conduce să fie mai bună. Eu am reținut de la domnul Constantinescu măcar două lucruri, poate care v-ar privi și pe dumneavoastră, descentralizarea serviciilor și un parteneriat. Mă gândesc că e vorba de un parteneriat între sistemul public și sistemul privat. Se întâmplă în acest moment ceva din aceste lucruri înscrise în strategie? În primul și în primul rând, cred că ar fi foarte bine, într-adevăr, ca această politică sau această strategie să plece de la omul sănătos, având în centru omul sănătos și nu pacientul, că într-adevăr astfel înseamnă că ne îndreptăm împotriva sau avem ca element central boala, pacientul și nu un om sănătos. Dacă dorim să avem o populație sănătoasă, cred că în primul și în primul rând ar trebui să plecăm de la prevenție și de la încurajarea unui stil de viață sănătos. Cred că asta ar trebui să, de la asta ar trebui să plece în primul rând foarte multe lucruri. Cred că în România, nu știu, ne-am obișnuit foarte mult ca oamenii, nu știu, sunt foarte mulți oameni bolnavi, sunt foarte mulți oameni care se plâng de foarte multe afecțiuni. Cred că ar trebui să încurajăm să nu se ajungă la aceste boli. Așa cum știm, marea majoritate a bolilor, cel puțin cele care ar putea să fie oarecum, nu știu, să n-aibă o incidență atât de mare, să le prevenim, ar fi în primul rând cele bolile cardiovasculare, chiar anumite tipuri de cancer, iar boli care țin de nutriție, diabet și obezitate. Și pentru acestea cred că foarte, foarte important este să învețe oamenii sănătoși să-și mențină starea de sănătate ca să nu ajungă la aceste boli. Pentru acest lucru e nevoie mai mult decât de o strategie, nu, pe sănătate. Da, eu cred că... Cred, nu știu, vă întreb. Da, da, de aici strategia poate să includă, bineînțeles, foarte multe lucruri pentru informare și pentru educația populației și, de asemenea, cred că strategia ar trebui să cuprindă niște planuri care să încurajeze oamenii în susținerea acestui mod de viață sănătos. Nu știu, de aici, nu știu, dacă să aibă beneficii, dacă fac sport, dacă merg, adică să aibă, mă refer la niște beneficii economice, tocmai pentru a încuraja, a merge mai departe decât strict, numai să-i spunem, nu e bine să consumi alcool, să mănânci grăsimi și dulciuri, să nu fumezi, dar cred că ar trebui să fie, să mergem un pic mai departe cu aceste lucruri. Din punct de vedere al centrului privat, nu știu, este un centru privat care nu are contract cu Casa de Asigurări, cu Casa Națională de Asigurări. Ceea ce este pe de-o parte bine, pe de-o parte rău, dar... O să ne spuneți în emisiune și de ce e bine și de ce e rău. Da, am spus apropo de partea de contract cu Casa de Asigurări, am vrut să spun că este foarte greu să ai o strategie pe termen mediu, cel puțin ca și centru privat, atâta timp cât se schimbă de la an la an contractele, contractul cadru și contractele cu Casa Națională de Asigurări. La modul că se schimbă, nu mă refer la prețuri neapărat, dar la elemente foarte importante și care te împiedică poate să iei niște decizii sau să faci niște planuri coerente deci și reale, realiste. Da, nevoie, cred că ar trebui spune, să fie făcute, da, exact, niște o legislație sau un contract cadru pe termen mai lung. Bun. Mă întorc la domnul Constantinescu. Iată, doamna Teodorescu vorbea așa despre prevenție, despre informare, despre educare. Găsim aceste elemente în strategia de sănătate. Ca să fac o paralelă între ce a spus doamna doctor și emisiunea noastră, ar trebui să pornim de la de gardă și să fim în gardă. Că până la urmă suntem responsabili de fiecare de starea noastră de sănătate, atât fizică cât și sufletească și psihică, că trebuie accentuat acest lucru. Ariile strategice ale acestei al acestui document pe care l-a emis Ministerul Sănătății, vizează trei lucruri: sănătatea publică, serviciile de sănătate și măsurile transversale pe care le propun. Și în cadrul primei arii strategice, ei vizează îmbunătățirea sănătății mamei și copilului, combaterea dublei poveri, aici prima dată când se discută, întâlnim acest cuvânt, a bolii în populație, prin diverse controle ale epidemiilor, bolilor transmisibile,
cu povară relativ mare în populația din România, reducerea poverii prin boli netransmisibile, evitabile, sănătatea în relație cu mediul, și asta e un lucru important, conștientizarea și educarea populației privind soluțiile eficace cu caracter preventiv. Asta vizează area strategică 1 privind sănătatea publică, apoi serviciile de sănătate sunt privite și se dorește un sistem de servicii de asistență comunitară pe bază destinate grupurilor vulnerabile. Deci se introduce chestiunea aceasta de asistență comunitară, rolul comunității în asigurarea unor servicii de sănătate. Bun, acest tip de abordare are legătură și cu transferul spitalelor către comunitățile locale? Sigur, se menționează, este un capitol în cadrul strategiei în care ei discută despre anumite spitale locale care vor fi centrate spre partea asta de autorități locale și redefinită funcția lor în cadrul societății. Bun, ați citat, să zicem, lucrurile, capitolele mari, da, sigur, sau cele mai importante, poate, sigur, ale strategiei. Aș dori să intrăm puțin pe contextul stării de sănătate pe care îl constată. Da, va juca în câteva momente și în câteva minute să măcar să plecăm. Dacă de la vedem ceea ce profilul pe care îl creionează această strategie a Ministerului Sănătății, observăm nu tocmai lucruri îmbucurătoare. Vedem populație îmbătrânită, care i-a scăzut speranța de viață, rata natalității reintră într-o, are o tendință descendentă, mortalitatea generală fiind cu 25% peste cea din Uniunea Europeană, în mediul rural un exces de mortalitate, bolile circulatorii, neoplasmele, bolile aparatului digestiv, respirator, decesele prin cauze acute sunt identificate ca principale cauze ale mortalității, iar rămâne rata cea mai mare de mortalitate infantilă în țările din Uniunea Europeană, în România, și probabilitatea de deces la copil sub 5 ani este foarte înaltă în Uniunea Europeană. Bun, toate aceste cifre nu sunt deloc încurajatoare, dar înțeleg că fac parte din realitatea societății românești. Sigur, și se vorbește chiar de speranță de viață sănătoasă care s-a diminuat în România și menționează că după 65 de ani, româncele trăiesc circa 5 ani fără afecțiuni, ce pot determina anumite limitări ale activității. Deci în sensul că sunt foarte mulți ani potențiali de viață sănătoși care se pierd din pricina stării precare a sănătății în populație. Bun, revenim la strategie, dar ne întoarcem un pic spre zona, să spunem, nu înseamnă că nu e o realitate și aceasta, dar spre zona mai directă a sănătății. Și vă întreb, doamna doctor, toate aceste, sau pentru a îmbunătăți acest tip de cifre, din experiența dumneavoastră și aceste statistici, din experiența dumneavoastră, spuneați că aveți preocupări legate de screening, nu? De pistarea... Da, de pistare precoce, de pistare să spunem, precoce. Pentru că nu avem programe de n-aveți screening. Hai să spunem, un contract cu Casa de Asigurări, spuneați, nu există un program național în ceea ce privește, nu? Da, depistarea cancerului de sân. Există un program național pentru screeningul de cancer de col uterin. Eu mă refer la afecțiuni care privesc femeile, pentru că clinica pe care o conduc se ocupă de sănătatea femeilor. Deci, așa cum spuneam, există un program de screening care este funcțional în ceea ce privește cancerul de col uterin, nu și în ceea ce privește cancerul de sân, cancerul mamar. În această strategie am văzut că a fost inclus un capitol care privește exact consolidarea, pe de-o parte, a programului de screening de cancer, pentru cancerul de col uterin, și, pe de altă parte, instituirea unor zone pilot pentru început pentru screeningul de cancer mamar, evaluarea acestora și apoi elaborarea unui plan pentru implementarea programului național de screening în toată țara. Deci, acestea sunt în strategia până în 2020 incluse.
de deci joc am dat va avea fi în strategie va fi, să zicem, nu, este prim pas inclus, pentru da, un prim pas și pentru cancerul de sân. E important acest crearea unui astfel de program național. Spuneți-ne care sunt, să zicem, efectele, care ar fi efectele în realitatea românească a unui program național. Este foarte important. De ce este necesar acest plan? Pentru că acest cancer, neoplasm mamar, cancerul de sân, este cel mai frecvent cancer la femei și este, are, deci cum am spus, o incidență foarte mare, pe de altă parte și o mortalitate mare, mortalitate care în România este cauzată și de faptul că, neavând un program de screening, foarte multe din cazuri sunt depistate în stadii avansate de boală, în stadii tardive. Experiența introducerii screeningului pentru cancerul mamar în alte țări a demonstrat faptul că a scăzut mortalitatea cu până aproape 30% datorită acestui screening, lucru care cred că este foarte important. Practic s-a introdus mamografia ca metodă de screening, ca investigație de screening în foarte multe țări din Europa și în Statele Unite, iar aproape toate studiile au arătat că a scăzut mortalitatea prin cancer mamar cu aproape o treime. Bineînțeles. Puteți face o estimare de cam de ce sume, de ce bani, de câți bani este nevoie pentru a derula un astfel de program, chiar, mă rog, pentru a începe un astfel de program național? Nu știu, nu aș putea să fac o estimare, pentru că, în primul rând, va trebui să se delimiteze foarte clar vârsta de la care se va începe, pentru a vedea câte femei pot să intre în acest program de screening. Pentru că programele de screening sunt diferite de la țară la țară, ele există, dar variază vârsta de începere și intervalul de screening. La 2 ani sau la 3 ani sau la 1 an și vârsta iară variază de la 40 la 50 de ani, vârsta de începere. De aceea costurile sunt, nu pot fi estimate, diferite, da, sunt foarte diferite. Trebuie estimată întâi care este grupul target, care este populația căreia îi se adresează, câte femei vor intra în funcție de vârsta respectivă. Într-adevăr că pentru început asta va implica niște costuri, dar pe de altă parte aceste costuri cred că vor fi mult sau ele se vor diminua în schimb costurile în ceea ce privește tratamentul cu cancerul mamar. Pentru că una este să tratezi un stadiu 0 sau 1 de cancer, când poate uneori este suficient doar operația sau un tratament minim în rest, și alta este să tratezi un stadiu 3 sau 4, când sunt deja poate și metastaze, sunt tratamente pe termen lung, foarte complexe, multiple și așa mai departe. Deci se va regăsi o parte din acest cost mult diminuat pentru tratament mai departe. Iar pe de altă parte, femeile vor beneficia de o viață poate de vindecare și de o viață aproape normală, chiar dacă au avut această boală. D'acord. Ne întoarcem la strategie, domnule Constantinescu. Dacă vreți câteva comentarii legate de acest program național, iată care s-a spus. Există în anexa acestei strategii și niște lămuriri în ceea ce privește costul acestor programe și se menționează și sursele pe care le vor utiliza și modul în care vor primi banii pentru derularea acestor programe, dar important și mereu am considerat faptul că dincolo de subfinanțări, dincolo de problemele despre care vorbim că sunt în sistem și dacă vom face o lectură în presă, vom identifica subfinanțări, schimbări ministeriale, o dinamică a schimbărilor ministeriale în România, numiri controversate în diversele sectoare, afierosirea banilor publici, desființarea spitalelor, nerespectarea sau neînțelegerea priorităților, lipsa spiritului creator, exodul medicilor, neînțelegerea faptului că trecutul în medicină și suntem înconjurați și mă bucur să întâlnesc în studio tablourile unor personalități precum Victor Babeș, Grigore Tepopa, care au fost permanent în contact și au discutat și s-au zbătut pentru reforme în sistemul sanitar. Suntem în situația de a da restart la fiecare program al precedentei guvernări,
îmbunătățim, reîmbunătățim și consider că pornisem de la, la această idee. Cine face? Nu, ne concentrăm mai mult cum facem asupra banilor, dar ne uităm că nu resursa umană, ci omul, persoanele care sunt temporar sau administrează niște fonduri, ele asupra lor ar trebui să ne focusăm atenția. Bun, întrebarea e cine face, spuneți dumneavoastră, din acest da, pentru că mă întreb din această strategie. Cine ar trebui să facă? Sau cine va aplica, sau cine va pune la un moment dat, această strategie? Lecturând, ei spun creșterea capacității, optimizarea și dau niște instituții în general. Dar aș prefera la o lectură mai adâncă sau la o discuție mai spre adâncul problemei, să vedem cine concret aplică fiecare punct pe care ei îl, Ministerul deci, Sănătății ați îl... prefera ca să fie numite instituțiile, vă referiți? Instituții, chiar concret? Departamentele care și modul care, cum văd ele. Care vor implementa această, sigur, această strategie. Pentru că mi se pare că trupul sistemului sanitar funcționează, mă refer la faptul că organele nu au o coordonare, un sistem central care să le coordoneze și funcționează independent, dau semnale diferite organele trupului sistemului sanitar. Da, vă rog doar să luăm doar o scurtă pauză, revenim după pauză și discutăm despre strategia de sănătate, dar și despre cum văd furnizorii privați piața de sănătate din România. Revenim imediat. Suntem pregătiți pentru tine oricând ai nevoie. Medicii noștri îți vor oferi cea mai bună soluție pentru oricare din problemele tale. Indiferent de tipul și complexitatea intervenției, avem grijă de tine în cele mai bune condiții. Acesta e spitalul tău. Situat în stațiunea Jupiter, la 4 km de Mangalia și la doar 200 de metri de plajă, Hotelul Cristal pune la dispoziția turiștilor 88 de locuri de cazare în apartamente, camere single, camere duble și camere cu mai mult de 3 paturi. Hotel Majestic Jupiter. 145 de camere duble. Restaurant cu terasă și grădină interioară. Zonă de relaxare cu masaj și hamam. Hotel Majestic Jupiter, bijuteria litoralului românesc. La De Gard, discutăm despre plecând de la Strategia Națională de Sănătate 2014-2020. Vă reamintesc, invitații acestei ediții sunt doamna doctor Claudia Teodorescu, manager la Dona Medical Center și medic primar. Alături de noi se află și domnul doctor Richard Constantinescu, redactor șef la revista Politici de Sănătate. Vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. Bun, domnule Constantinescu, să mergem mai departe cu elementele concrete legate de această strategie. Mă rog, cât pot fi ele de concrete din această strategie? V-aș ruga să... Există în interiorul acestui document prezentate două piramide inversate și se discută de faptul că este o hipertrofiere a segmentului spitalicesc, că
principal pacienții se îndreaptă către spitale și ei își doresc ca în această perioadă în care își propun noua strategie să fie funcțională, să inverseze piramida încât să serviciile de asistență comunitară să fie primele la care să meargă pacienții și apoi debea în palierul al patrulea să se adreseze serviciilor spitalicești. O chestiune interesantă menționată în raport este cea privind plățile informale. Cel mai înalt nivel al plăților informale din Europa. Și citează aici câteva surse și sunt foarte multe articole în presă legate de plățile informale și este foarte interesant că în ultimul număr din revistă am făcut un interviu cu doamna decan a Facultății de Medicină din București, întrebându-o exact cum ar rezolva problema aceasta în cadrul sistemului și foarte simplu a spus, dând de exemplu 1, 2, 5, 10 persoane importante din sistem îndepărtându-i și vom da un semnal. Da. Îndepărtându-i cum? Cu DNA-ul sau prin propriile organisme, să spunem? Nu știu, îndepărtându-i, apelând, vorbim de conlucrare, de cooperare și asta e unul dintre cuvintele pe care îl folosește Ministerul în strategie, conlucrarea instituțiilor statului în a rezolva această problemă. Haideți să mai rămânem un pic, că vreau și o opinie a doamnei doctor Teodorescu vis-a-vis de plățile informale. Sigur, am mai avut invitații la diverse emisiuni aici la Money Channel și domnile lor făceau următorul calcul. Dacă mutăm plățile informale într-o zonă de asigurări private de sănătate, atunci serviciile medicale, în principiu, ar trebui să crească din punct de vedere calitativ și sigur, în special al legăturii dintre sistemul public și cel privat. Sunteți de acord cu această idee? Sau, mă rog, putem îmbrățișa și ideea spusă aici de domnul dr. Constantinescu. De ce nu? Poate aici trebuie să plecăm, da. Până la urmă, plățile informale... Nu știu, cred că aceste plăți informale fac foarte rău sistemului ca întreg, pentru că de aici pleacă relații nu tocmai normale, să zicem, pacient-pacient, medic-medic, spital privat, spital de stat și așa mai departe. Cred că dacă nu ar mai exista aceste plăți informale, cel puțin sub forma lor actuală, cred că ar fi un mare câștig al sistemului sanitar. Într-adevăr, cred că găsirea altor metode, printre care salut această idee cu sistemul privat de sănătate, cu asigurările private de sănătate, pentru că, practic, asigurarea pe care o plătim cu toții este o asigurare minimală, aș putea spune. Dacă vrem, într-adevăr, să fim beneficiarii unor servicii de calitate și de foarte mare calitate, ca să zic așa, dacă ne putem permite cel puțin, ar trebui să avem aceste asigurări private de sănătate, așa cum există practic în toată lumea. Asigurări complementare, se numește. Complementare. Un proiect, deci toată lumea, probabil ca acele faptul că dorim să avem servicii comunitare. Servicii comunitare sau pentru comunitate într-un fel. Practic, acea asigurare pe care o plătim cu toții va asigura toți oamenii, indiferent că au sau nu posibilități, resurse materiale, că pot să aibă acces la niște servicii de sănătate, iar mai departe, dacă posibilități există materiale peste, adică medie sau peste medie sau cine poate, își face diferențiat servicii private de sănătate. Și cred că în felul acesta aceste plăți informale se mai poate reduc, care, dacă nu dispar, da, pentru că e greu de crezut. Nu mi se pare corectă varianta ca aceste plăți să fie, să zicem, declarate și impozitate, că până la urmă toate acele plăți se fac cu resursele spitalului. Toate resursele, atât spitalul cât și, mă rog, medicamentele și absolut tot, este cu bani de la buget. Deci, practic, doar corect. Dacă impozităm, nu este suficient. Folosire, să spunem, activelor, da, spitalului, dacă vreți, în termeni economici. Da. Omul, pe de altă parte, însă să aibă posibilitatea, dacă vrea să meargă la un medic excepțional, la un profesor universitar sau la oricine dorește, să aibă această posibilitate prin acele asigurări private de sănătate pe care le plătește suplimentar. Bun. Vă rog, domnule Constantinescu, ne întoarcem la strategie. Dacă aveți câteva completări vis-a-vis de această temă, vă rog. Da, doamna doctor a spus de
servicii de calitate. Dar vorbim de trebuie să avem cine, deci mă întorc la acel cine, deci oameni de calitate oferă servicii de calitate. Și în această strategie națională am identificat și câteva capitole în care ministerul discută despre direcțiile strategice în privința unor chestiuni legate de educație, dat fiind că parte din activitate mi-am dedicat-o studiilor universitare, consider foarte importante și doar menționarea așa sporadică a lucrurilor legate de educație, într-un fel mă îngrijorează, în sensul că educația, și vorbim acum în preajma examenelor în universitățile de medicină, și vorbim de educația universitară și postuniversitară, și se menționează așa în câteva rânduri reforma programelor de formare în rezidențiat, și privind și discutând în diverse întâlniri cu lideri ai medicinii românești, profesori universitari, am constatat o tristețe, o dezamăgire, în sensul că s-au intervenit asupra unor programe de rezidențiat, micșorându-se anii de pregătire în contra unor chestiuni legate de Uniunea Europeană, în care, dau exemplu, într-un viitor interviu publicat în revistă, domnul profesor Țiplică, șeful clinicii de dermatologie de la Colentina, îmi spunea de faptul că rezidențiatul în dermatologie s-a redus de la 5 la 4 ani și în Europa majoritatea țărilor au rezidențiat de 5 ani. Și insist pe faptul că educația, și în special universitară, și aici aducem și plățile informale în discuție, problemele legate de migrația medicilor, și trebuie să precizăm că în diverse cercetări și mergând permanent mai la adânc cu cercetarea, vedem că nu toți pleacă, mare parte pleacă din alte considerente decât cele legate de salariile mici. Pleacă din o, să spunem așa, popular, o proastă, un prost tratament pe care l-au primit în cursul pregătirilor universitare, postuniversitare, și apoi observăm tot aici în cadrul părții de educație. Dacă mai rămâne un pic pe rezidențiat, o discuție care s-a făcut în ultimii ani este cea legată de faptul că medicii rezidenți au salarii extrem de mici. Se poate face ceva pentru a-i reține și în felul acesta, sau pentru, poate că logica micșorării acestei perioade de rezidențiat se leagă și de acest fapt. Nu știu, vă întreb. Se leagă, dar multe din măsurile care au fost luate în privința reducerii costurilor duc mai târziu, și este o cercetare pe care am publicat-o din Anglia, faptul că disponibilizarea asistentelor medicale a avut efect foarte mare asupra sistemului de sănătate, în sensul că au crescut costurile, nefiind oameni care să îngrijească, și chiar a fost un scandal mare în Anglia, încât primul ministru s-a cerut scuze pentru această situație, și s-a demonstrat cu calcule faptul că mai multe asistente, mai mult personal implicat în acordarea asistenței de calitate pacienților cronici aduce o economie de câte un bilion de lire sterline, pentru că ajung oamenii să fie în condiții cu escare și costurile cresc. De acord. Doar facem o scurtă pauză de strategie și vreau să o întreb pe doamna doctor Teodorescu, pentru că suntem la acest capitol, cum sunt pregătiți și cum selectați medicii pe care îi aveți, nu știu, colaboratorii dumneavoastră sau poate angajații permanenți, cum vin ei pregătiți din zona universitară, dacă aveți și medici mai tineri care au ieșit din zona aceasta, deci lucrați numai cu specialiști, sau, da. Nu? Am preferat abordarea aceasta, nu este o clinică foarte mare și am preferat să am ca și colaboratori medici cu experiență. Este o abordare pe care aveți tot dreptul să o faceți. Da, așa am crezut că este bine să ofer servicii și exact
serviciile țin foarte mult de oamenii pe care, care oferă aceste servicii. Apropo de întrebarea cine, de care, da, pe care cine a spus-o de câteva ori. Acel cine și oamenii care oferă aceste servicii sunt extrem de importanti și de aici am plecat că vreau să am colaboratori, oameni sau medici, mai bine zis, cu experiență. Medici și chiar și da, cadrele medii. Da, cu siguranță știți pulsul acestui domeniu în care lucrați. Ce se întâmplă? Da, da, știu. Am fost și eu medic rezident și salariile sunt într-adevăr foarte, foarte mici. Da, iar... și tratamentul, pentru că domnul Constantinescu aducea în discuție tratamentul, sau mă rog, nu știu cum să-i spunem, modul în care ei sunt tratați, sau da, modul da, în care ei sunt... Și modul, și prin acele lucruri am trecut la fel. Experiența este aceeași, probabil, sau foarte asemănătoare. Mai ales că am avut posibilitatea să compar, am fost în diverse țări, în alte țări, în Occident și în Statele Unite, și am văzut cum se abordează acolo, cum sunt tratați rezidenții, cum lucrează în fiecare zi, cum sunt învățați și așa mai departe, ce resurse au biblioteci. Sunt diferențe semnificative. Sunt diferențe semnificative. Iar sunt convinsă că, într-adevăr, dacă rezidenții sau tinerii specialiști aleg să plece din țară, nu pleacă doar din cauza salariului, foarte, foarte mic de altfel. Practic, ei trebuie să fie, în principiu, susținuți de părinți în continuare. Dar, și din cauza ci și din cauza posibilității de progres și de educație, lucru care acolo este mult, mult facilitat și practic au acces la mult mai multe cursuri, nu știu dacă sunt gratuite sau aproape, iar posibilitatea de evoluție este mult mai rapidă și mai profundă, aș putea spune. Bun, ceea ce spuneți dumneavoastră e o chestiune care ține de strategie, ne întoarcem la strategie, sau de abordarea poate fiecarei clinici universitare sau a unei clinici de stat vis-a-vis de această temă a rezidențiatului? Ceea ce privește salariile, asta ține de Ministerul de Finanțe Sănătății. Da? Iar pe de altă parte, abordarea cred că ar trebui să fie alta în ceea ce privește sistemul de învățământ, în sensul că trebuie să existe în sistemul de învățământ cadre didactice care doresc foarte mult să facă acest lucru, să învețe pe tineri. Dacă preocuparea principală a lor nu este către partea didactică, să zicem, și este mult mai mult orientată către zona practică, către activitatea medicală aproape exclusivă, nu cred că ar trebui să meargă în continuare. Pentru că, practic, asta te lovești și când ești student și când ești rezident. De foarte multe ori, nu știu, poate nu se țin orele sau poate nu se întâmplă activități practice atât de mult pentru că cadrele didactice care ar trebui să fie implicate acasă, adică își fac meseria. Și cred că ar trebui să fie foarte bine reglementate aceste lucruri, ce trebuie să cuprindă, cum se face programul de rezidențiat, mai mult decât așa teoretic. Bun. Scurte comentarii sau mergem mai departe? Da, aș vrea să fac un comentariu. Într-adevăr, mulți constată, cum ați spus, plecând în străinătate, disponibilitatea la a colabora și una dintre problemele pe care le văd esențiale și acute în sistemul sanitar, vorbim acum de învățământ și de toate palierele sistemului sanitar, este lipsa aceasta de colaborare. Propunând la universitate. Asta nu ne costă nimic în principiu. Eventual trebuie să creăm niște proceduri sau să-i obligăm. Știți ce, dacă nu și cred, dat fiindcă am predat niște cursuri de comunicare pe care le-am inițiat la Universitatea de Medicină din Iași, dar consider că pornind de la inimă către inimă, nu mai avem nevoie de acele cursuri și dacă am încercat să fim, să ne exprimăm unii pe ceilalți la modul sincer, cred că s-ar rezolva foarte multe din problemele sistemului sanitar. Pentru că, trecând la o altă chestiune legată de spitale, dacă fiecare din noi intrăm în spitale universitare, spitale municipale, spitale de orice tip, mă refer la cele de stat, observăm o atenție crescută, poate, a reconstituirii, renovării, restaurării unor spații și în rest intre într-o zonă în care nu
consider că mai ești într-un spital și lipsa asta a spiritului creator, a gospodăririi, și sunt niște lucruri care se pot rezolva fără bani sau cu o anumită implicare socială în ce privește asigurarea unui traseu mai lin a pacientului către spital și să nu fie ba atacat de câini în anumite spitale, ba să-i fie foarte greu să treacă prin anumite spații din pricini diferite. Bun, avem, apropo de spital, avem un capitol aparte, reforma spitalelor, înțeleg. Sigur, avem un capitol la reforma spitalelor. Cam ce ne așteaptă în materie de reforma spitalelor? Ei, și iar aici identificăm, ca înainte de 89, cei trei ieri, dar aici ieri, cei trei ieri sunt remodelare, restructurare, raționalizare. Astea sunt cele trei cuvinte caracteristice ale dezvoltării infrastructurii de sănătate în ce privește spitalele. Și într-un paragraf consistent se discută despre situația actuală în care se află spitalele. Ministerul, recunoscând faptul că au o structură veche, spitalele nu arată tocmai bine, pacienții, ambulanțele sau cu alte mijloace, pacienții cu dizabilități au probleme în a pătrunde în aceste spitale și recunosc că necesită îmbunătățiri majore. Adaptarea infrastructurii la nevoile de servicii de sănătate actuale. Și ei propun direcții strategice de acțiune în ce privește spitalele locale. O parte din ele, din spațiul din urbanul mic și mijlociu, cum definesc ei, vor fi raționalizate și transformate în unități care furnizează servicii în regim ambulatoriu, spitale de zi sau spitalizare de zi sau servicii pentru îngrijirea pacienților cronici. Deci va fi o conversie a unor spitale mici. Reabilitatea în limita resurselor disponibile și întrebați la început legat de autoritățile locale, unele vor fi direcționate către autoritățile locale, da. Și în plan macro, spitale regionale, spitalele naționale, ei pledează pentru deci construcție. Acesta e tabloul general. Tabloul general. Mai luăm doar o scurtă pauză, după care ne întoarcem să discutăm despre reforma spitalelor. Cred că este un lucru care interesează pe foarte multă lume. Revenim imediat după o scurtă pauză. Unic pentru noi. Suntem pregătiți pentru tine oricând ai nevoie. Medicii noștri îți vor oferi cea mai bună soluție pentru oricare din problemele tale. Indiferent de tipul și complexitatea intervenției, avem grijă de tine în cele mai bune condiții. Acesta e spitalul tău. Pregătește-ți vacanța 2014. Profită de ofertele speciale de la Paralela 45 și fă o rezervare acum. Pentru numai 284 de euro poți merge în Corfu, Santorini sau Mykonos. Detalii și rezervări pe www.paralela45.ro. Paralela 45. O lume într-o singură agenție. Litoralul românesc nu e doar Mamaia. E frumos și la Venus, unde ai o oază perfectă de relaxare și bună dispoziție. Complexul hotelier Palace. Plaja perfectă, ieșire la mare, camere de 4 stele autentice și, surpriza verii pe litoral, un iaht pentru croaziere scurte pe Marea Neagră, mâncare și buturi diverse de cea mai bună calitate. Totul la prețuri acceptabile. La Hotel Palace din Venus, vara asta e perfectă pentru tine. Descoperiți în fiecare săptămână poveștile de succes ale celor mai puternici antreprenori din România și detaliile strategiei lor de business care au făcut să se remarce în afaceri.
te invit alături de noi în fiecare seară pentru a descoperi împreună cum iau naștere și cum se dezvoltă modele de business demne de urmat. Așa, la De Gardă discutăm despre strategia națională de sănătate, dar și despre implicațiile pe care le putem vedea acum în sistemul medical românesc. Vorbeam despre reforma spitalelor, domnule doctor Constantinescu, să terminăm această idee și să completăm. Spitalele sunt, când ne gândim la sistemul sanitar, prima dată poate ne ducem cu ideea la spital și câteodată în anumite zone spitalul este principalul angajator. Și recent, acum pornind de la ideea de reformă, raționalizare, remodelare, restructurare propusă de minister și cum gândesc ei această reorganizare a spitalelor, am organizat o conferință internațională care s-a chemat Healing Architecture, Arhitectura Vindecătoare, în care am reunit specialiști din mediul medical, arhitectural, psihologi, ingineri, care împreună au, într-o discuție de câteva zile, am abordat problematica spațiului construit și influența acestui spațiu construit asupra sănătății fizice și psihice a medicilor și a pacienților. Și una dintre ideile principale... A fost o conferință multidisciplinară. Multidisciplinară, care s-a desfășurat la Universitatea de Arhitectură din București și vrem cumva chiar să... Chiar dacă avea legătură, în primul rând, cu medicina, nu? Sau cu sănătatea. Dar sigur, dar, să spun, ca idee, arhitecții desenează, concep... Nu, a pornit de la mine, pentru că am inițiat la un curs care în cadrul căruia am discutat despre design și arhitectură în sănătate. Și trebuie să înțelegem că spitalul este cel mai complex program de arhitectură, după cum îl definesc arhitecții. Și pe lângă aspectele financiare, arhitecturale sau de altă natură, există și aspecte sociale, pentru că acolo se desfășoară inclusiv programe legate de învățământ. Și de acolo, dacă dezvoltăm niște comportamente normale, gândiți-vă că oamenii de la portar până la șeful de clinică, dezvoltând sau încercând să transformăm acea comunitate într-o comunitate a cărei funcționalitate să fie pe spirit colaborativ, ei mergând în societate sau acasă, poate vor transmite mesajul acesta. Dar concluziile care au fost, în esență? Concluziile acestei conferințe, arhitectura spitalelor, se pot face că mulți dintre medici după aceea sau cei din spațiul de stat au dorit să găsim soluții de îmbunătățire și sunt împreună cu designerii de interior și cu arhitecții, sunt soluții care se pot face fără bani, chiar și cu bani puțini, chiar mutarea unor spații, mobilier, poate influența starea fizică și psihică, dar aș vrea să menționez o idee interesantă. O echipă care ar putea fi funcțională este arhitect, designer, medic, psiholog, sociolog, specialist în programe comunitare, specialist în accesibilitate, inginer, tehnolog, numai 10 oameni care ar putea și ar fi necesari în interesant, gândirea aceasta. Să ajungem să avem astfel de echipe care să lucreze, să le și vedem la măcar lucru. Să știm... Ar fi interesant de văzut. Ca țintă. Doamna doctor Torescu, apropo de reforma spitalelor, vreau să vă întreb un lucru legat de parteneriatul public-privat, pentru că trăim într-o realitate. Avem spitale publice, evident, mai bine sau mai puțin nu echipate, cu sectoare mai bune sau mai rele, cum spunea domnul doctor mai devreme. Avem spitale private, avem clinici private, avem Casa Națională, despre care am discutat mai puțin astăzi, dar totdeauna e interesant de adus în discuție. Cum vedeți acest tip de colaborare, de parteneriat public-privat, atât în ceea ce privește prestațiile medicale, cât și ceea ce privește finanțarea? Sigur, la nivelul unei clinici pe care o conduceți dumneavoastră. La nivelul clinicii pe care o conduc, care nu este un spital, ci este o clinică de ambulatoriu,
Așa cum am spus, nu am finanțări decât cu private. Casa Națională, cu, de la Casa Națională. Casa Națională. Dar ați uitat să-mi spuneți de ce era bine și de ce ar fi rău, dacă spuneți-mi acum. Sau care ar fi punctele bune și punctele mai puțin bune? Punctele bune ar fi reprezentate de faptul că îți asigură un venit constant, sau aproape constant, bineînțeles că depinde totuși de câte servicii efectuezi, că nu se dau niște bani degeaba, e practic plata vine ca și contravaloarea serviciilor oferite. Pe de altă parte însă, birocrația este foarte mare, de la an la an se cer din ce în ce mai multe documente, forme, deci, și așa, raportări și așa mai departe. Aceasta e partea mai puțin bună. Da, dar... și faptul că ești limitat de, la un anumit număr de servicii, deci practic tu poți să faci oricâte, dar casa spune ok, eu nu fac contract cu tine decât pe X număr de servicii și te plătesc cu X sumă de la, fixă. De la aceste lucruri existente astăzi, într-un minut, pentru că nu mai avem timp, suntem chiar la finalul emisiunii, cum vedeți viitorul parteneriat public-privat? Nu știu, cu casă, legat de casă? Sper legat să de... se îmbunătățească, nu știu când se va putea, dar prețurile să fie unele corecte, cele plătite de casă, care să-ți permită dezvoltarea și echipamente de informatică, echipamente medicale și oameni, să ai oameni foarte bine pregătiți, pentru că și educația medicilor costă corecte, foarte mult. Prețuri corecte. Mai puțină birocrație, o mai puțină birocrație și un acces la acei bani mult mai rapid. S-a terminat luna, am predat se raportarea întârzieri da, fondului. Așa cum sunt și în alte țări, dar tot sistemul este mult mai bine pus am la funcțion așa. Deci dincolo de strategie, la, aici ne întoarcem și discutăm. Da. Ne oprim astăzi aici, domnule doctor Constantinescu. Vă mai invităm să discutăm despre strategie. Vă mulțumesc pentru prezență, doamna doctor Claudia Teodorescu, domnule doctor Richard Constantinescu. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că, pentru că ați urmărit de gardă. Vom mai discuta, vă spuneam, despre strategia națională. Vom avea invitat chiar și pe Ministrul Sănătății aici la Manicenul pentru a discuta această temă care pare așa foarte, la un nivel foarte înalt, dar care ne privește până la urmă pe toți, pentru că mai devreme sau mai târziu vom fi pacienți ai sistemului de sănătate. Vă doresc o seară după amiază plăcută în continuare. Rămâneți pe Money Channel, ne revedem în curând.